Indiferent de ziua săptămânii, dacă vrei să auzi ceva deosebit, ascultă Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin.
dragostea din ziua de astăzi și dragostea cum o știm de mult și de demult. Că e așa și cu bune și cu rele. Este tot o melodie din repertoriul meu personal, care se numește Așa-s dragostile mele. Pentru dumneavoastră. Tradițiile poporului român, iubirea și dragostea se manifesta nu numai prin cântec, se manifesta și prin dans. Pentru că de fiecare dată când bădița o iubea pe mândruță, o și juca așa câteodată. În momentele următoare, invităm în fața dumneavoastră un ansamblu pe care dumneavoastră cu siguranță îl cunoașteți, l-ați mai văzut, nu doar în spectacolele pe care le-a organizat Centrul de Cultură în județul Bihor. Înființat în anul 2010 de către doamna Dana Gherlea, este atât instructor cât și coordonator, ansamblu folcloric reprezintă sub zona Văii Crișului Repede, de acolo de la Binș. În această după-amiază vor prezenta dansuri și cântece de pe Valea Roșiei și vom avea aici invitați ca și soliști pe Emilia Pupea și Denisa Ușvat. Așadar, pentru dumneavoastră, ansamblul folcloric Codrenii Bihorului! Thank you.
interesante subiecte și cele mai bune abordări la Lumen Obiectiv. Mircea Dragoste.